Avea 24 de ani, două facultăți și era angajată a unei bănci mari. Într-o clipă a fost pulberată de un șofer irachian inconștient. S-a întâmplat aseară la o trecere de pietoni pe un bulevard mare din sectorul 6 al capitalei. După accident, șoferul irachian a fugit fără să se uite la victimă. Astăzi a venit cu o explicație șocantă. Ar fi fugit pentru că în țara lui, când omori pe cineva, ești linșat de martori. A lovit victima pe trecerea de pietoni și a fugit. Acum am ajuns la ce să vă spun? Un asasin. De ce ai fugit? De ce ai fugit de acolo? De ce nu-i acordat primul ajutor? Nu-și ridică privirea, nu se uită la reporter cum nu s-a uitat nici la Silvia, o tânără de vârstă cu el. Era iubitul ei. Visa să o ducă la altar. Vestea că Silvia a murit s-a răspândit repede în noapte. Da, locuim în aceeași casă. Locuiam. Chiar după în fața mea. Avea viteză mare. Viteză mare, da. Și-a căutat ascunzătoare în casa unor prieteni, la 7 km distanță, în comuna Chiajna, la marginea Bucureștiului. E de origine irachian. În timp ce victima sa își dădea ultima suflare, el își făcea planul de scăpare. A dat jos numerele de Bulgaria. A schimbat numerele de matriculare ale autoturismului cu numere românești. Nici prietenilor săi nu le-a spus ce a făcut. Chiar și așa, au fost luați și ei la audieri. Pare rău ce ai făcut? Până la urmă, prietenii au fost lăsați liberi. După ore lungi de audieri, polițiștii l-au reținut pe șoferul irachian. Martorii spun că tânăra a traversat prima jumătate a drumului pe culoarea verde a semaforului, însă când a ajuns în acest loc, pe scoarul acesta, ar fi trebuit să se oprească. Tânăra însă a continuat traversarea, deși semaforul pentru pietoni de cealaltă parte era roșu. În același timp, șoferul care venea dinspre Cotroceni, în loc să încetinească, a accelerat. Și el a trecut pe roșu, apoi peste Silvia, ca și cum n-ar fi existat acolo. Acum două zile, ca un semn, fata s-a gândit la mama ei moartă și i-a trimis un mesaj celei care a crescut-o, o măicuță de la casa de copii Sfântul Iosif, din Odorheiul Secuiesc. Mi-a spus, sora, dumneavoastră sunteți mama mea, dar mi-este foarte dor de mama mea adevărat. Vreau să îmbrățișez. Silvia și cei trei frați ai ei au fost duși de părinți la casa de copii în urmă cu 11 ani. După ce i-au abandonat, părinții au murit. Dintre toți frații, Silvia s-a luptat cel mai mult. A făcut două facultăți, una în Târgu Mureș, alta în Italia. Acum era masterandă la drept și lucra pentru o bancă mare. Ea sigur e în cer acum cu mama ei. Ne ocupăm de înmormântare, i-am luat de ce scriu rote trease. Într-o scrisoare către Dumnezeu, a postat-o pe internet cu o seară înainte de a muri. Dumnezeul meu, îți mulțumesc pentru fiecare bătaie a inimii, pentru bucuria de a trăi și de a avea astfel șansa de a te cunoaște. Hoții l-au atacat cu toporul, pădurarul i-a filmat cu telefonul. După confruntarea pe viață și pe moarte, paznicul a rămas și rănit și fără mașină. Vedeți imagini incredibile în câteva momente la Observator.